Nu aș vrea să credeți că avem mult de căutat pentru a găsi enigme în Munții Carpați. Și asta pentru faptul că, într-adevăr, enigme se găsesc la fiecare pas. Pentru a vă convinge, ne-am mutat în vestul Carpaților Meridionali, undeva unde Valea Cernei ar reprezenta o axă geografică, pe dreapta sau în est, având Carpații Meridionali, pe stânga sau în vest, având Munții Banatului. Și avem să vă arătăm destule enigme aici, în defileul Dunării și pe această frumoasă Vale a Cernei. În basmele românești apar vagi informații despre accidentele tectonice din epocile geologice îndepărtate. Ele încep cu "a fost odată ca niciodată, pe vremea când se băteau munții în capete", formula încărcată de misterul unui început de lume, obsedantă ca un descântec rostit șoptit în fața focului ce încălzea odinioară vetrele păstorilor, ce-și mânau toamna târziu turmele de pe culmile negurate ale Carpaților către câmpile mănoase ale Dunării de jos. Importantul fluviu european, după ce își dublează practic debitul în apropiere de Belgrad, colectând apele Dravei, Tisei, Savei și Moravei, curge pe o lungime de peste 150 de kilometri între localitățile Baziaș și Gura Văii, Porțile de Fier, unde până la construirea barajului se aflau temutele Cataract, printr-una dintre cele mai interesante regiuni din punct de vedere geologic și geomorfologic. În sectorul cunoscut astăzi sub denumirea de Defileul Dunării, fluviul se încăpățânează parcă să urce muntele, să-l taie transversal pe întreaga sa structură și să-și îndrepte undele dincolo spre est, prin câmpie către Marea Cea Mare. S-au găsit explicații plauzibile pentru numeroase alte procese geologice și geomorfologice din Carpați, dar încă nu s-a aflat cu exactitate cum și când a luat naștere impresionantul defileu. Să fie vorba de un proces complex de lungă durată care a început cu multe milioane de ani în urmă, sau de un fenomen catastrofic petrecut în timpurile preistoriei și căruia omul i-a fost cândva martor? Locuitorii de aici mai povestesc și astăzi că odinioară, munții din partea de miază noapte și de miază zi ai strâmtorii formau o linie orografică neîntreruptă și că Dunărea, în acele timpuri, își avea cursul său prin Serbia, pe la Milanovaț, și se întorcea pe Valea Timocului în albia sa de astăzi. Iar oamenii din comuna Maidan din regiunea de Câmpia Banatului spun următoarele. Am auzit din bătrâni că pământul pe care îl locuim noi ar fi fost o mare de apă, și numai la munți au locuit niște oameni sălbatici pe care i-au bătut strămoșii noștri și ne-au așezat pe noi aici. Împăratul Troian a slobozit apa de la Babacaia după ce a tăiat stâncile de la Rușava, Orșova de astăzi, și a făcut ca apa ce acoperea șesurile Banatului să se scurgă în Marea Neagră. După cum susține Nicolae Densușeanu, sub numele de Troian sau de Iovan Iorgovan, este cunoscut la poporul român eroul legendar Heracles sau Hercules Iovito. În antichitatea greco-romană, lui se atribuiau mari merite în facilitarea navigației pe diferite ape curgătoare, inclusiv pe Istru, iar Herodot, marele istoric al antichității, plasa aici, la Porțile de Fier, legendarele coloane ale lui Hercule. Grecii din timpurile lui Homer nu cunoșteau Marea Externă, pe care noi o numim astăzi Ocean. Ei nu străbătuseră către apus în acele timpuri nici măcar întreaga Mare Mediterană, iar în ceea ce privește părțile de nord ale Europei, noțiunile lor geografice de atunci nu treceau mai sus de Marea Neagră și Dunărea de jos, Istrul cel lat și adânc, ce în Argonauticele, poemele argonautice ale lui Apoloniu Rodiu, figurează sub numele de Keras Oceanoio sau Cornul Oceanului. La nord de Tracia, scrie Herodot, într-una din lucrările sale, ce fel de oameni locuiesc nimeni nu poate să știe. Atât însă se pare că dincolo de Istru există pământ nelocuit și infinit. Tot de la el aflăm că grecii de lângă pontul Euxin spuneau despre coloanele lui Hercule că s-ar afla în afara pontului Euxin, undeva spre vest, pe râul cel mare numit Oceanos Potamos. Așadar, sectorul dunărean în care predomină rocile calcaroase, situat în amonte de Porțile de Fier, a avut încă din timpurile vechi o importanță deosebită, iar numeroase alte informații referitoare la această regiune găsim, după cum vom vedea, în multe alte documente din antichitate. Învolburatul Istru sau Oceanos Potamos, denumire sub care, nu întâmplător, îl găsim în legendele teogonice la Homer și Hesiod, își mai ascunde și astăzi enigmele aici, între Porțile de Fier și Cazane. Oare de ce? Ne aflăm, de fapt,
în această zonă a cazanelor mari și a cazanelor mici, pentru faptul că aici este un punct nodal în ce privește evoluția Dunării. Este vorba de discuția care se poartă încă între oamenii de știință, dacă Dunărea s-a format în cadrul defileului prin fenomenul de captare sau prin fenomenul de antecedență. Acest punct al cazanelor sau acest sector, pentru că este vorba de aproximativ 9 km lungime împreună cu Dubova, deci acest sector al cazanelor ne dă unele indicații în ceea ce privește o suprafață de scurgere a apelor dinspre Valea Cernei și Valea Bahnei către depresiunea panonică. Aceasta înseamnă că fenomenul care a condus la formarea ulterioară a Dunării a fost de fapt un fenomen de captare care a întors acest râu care curgea, repet, dinspre Cerna și Bahna către depresiunea panonică, l-a întors către depresiunea getică sau către câmpia română. Întoarcerea s-a produs printr-o captare care a avut loc la porțile de fier, practic între Vârciorova și Gura Văii, unde o bară de șisturi cristaline traversează actualul curs al Dunării și care altădată formau stâncile periculoase pentru navigație, stânci care au fost numite porțile de fier. Față de ipoteza antecedenței, care susține că Dunărea ar fi avut încă de la formare aceeași direcție de curgere de la vest către est, adâncindu-și defileul pe măsura ridicării Carpaților, ipoteza captării, după cum vom vedea în continuare, dispune, se pare, de mult mai multe argumente și câștigă din ce în ce mai mulți adepți printre oamenii de știință. Conform acestei ipoteze, după cum am văzut, prin acest sector al cazanelor către vest, spre bazinul panonic, curgeau inițial apele Bahnei și ale Cernei, râuri ce nu semănau nici pe departe cu cele de astăzi. Între Vârciorova și Gura Văii, mult mai ridicat decât în prezent, nivelul de șisturi cristaline care traversează actualul curs al Dunării separa Valea Cernei și Bahnei de apele ce curgeau spre est către Câmpia Română, acoperită pe atunci de o întinsă mare ce comunica prin nordul Dobrogei cu Marea Neagră. Era către sfârșitul Pliocenului și începutul Cuaternarului, în urmă cu mai bine de 2 milioane de ani, iar bazinul panonic, mult mai coborât decât în prezent, era acoperit la rândul său de un imens lac de apă dulce. Captarea s-a produs, conform acestei ipoteze, în Cuaternarul Mediu și a fost provocată pe de o parte de schimbările climatice, prin trecerea de la climatul arid, aproape deșertic, la unul temperat moderat, ce făcea ca evaporarea din cele două bazine să fie mult sub nivelul precipitațiilor căzute, și pe de altă parte datorită ridicării Carpaților și regiunilor adiacente, inclusiv a depresiunii panonice, față de depresiunea getică, fapt ce a accelerat procesele de eroziune regresivă peste cumpăna de ape de la porțile de fier. Fenomenul a fost ajutat, se pare, și de revărsarea unui mic lac ce se formase la contactul dintre depresiunea panonică și actualul defileu. Nu neapărat din spirit de contradicție, pe care trebuie să recunosc că l-am deplin, ci din dorința de a rămâne în domeniul enigmaticului, mă simt dator să-l completez pe profesorul Posea, spunând că, în fapt, din punct de vedere geologic, această străpungere a Dunării s-a petrecut cândva la sfârșitul Pliocenului, poate ar fi mai corect să spunem la sfârșitul Panonianului, pentru a rămâne în aceiași termeni, când Dunărea a trecut prin acest mozaic petrografic regresiv, captând râurile importante care sunt Sava, Drava, Morava, Tisa. Sigur că acest proces de captare regresivă trebuie neapărat să îl legăm și de evoluția Mării Negre. Să nu uităm că Dunărea se vărsa în Marea Neagră. Excesul de ape pe care le-a căpătat de la aceste râuri, Sava, Drava și Morava, a dus neapărat la o creștere a procesului eroziv și la adâncirea văii care reprezintă porțile de fier actuale.